Ceea ce veți vedea în continuare este un sondaj Avangard făcut în perioada 9-19 iulie. E vorba de populația adultă neinstituționalizată a României pe 903 subiecți, eșantion probabilist aleator simplu. Metoda este CATI, 3,2% nivelul, mă rog, marja de eroare pentru un nivel de încredere de 95%. O să avem și legătura Skype cu Marius Pieleanu, dar până atunci vă arăt câteva planșe, pentru că sunt câteva chestiuni foarte interesante. De pildă, în zona, în ce direcție merge România? Dumneavoastră personal, credeți că lucrurile în România se îndreaptă mai degrabă într-o direcție bună sau într-o direcție greșită? Răspunsul este direcție bună 22%, direcție greșită 62%, non-răspunsuri, nu știu, nu răspund, 16%. O altă planșă foarte interesantă este, pentru că tot ne aflăm în pandemie, legată de vaccinare. Dumneavoastră personal credeți că vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 este necesară? 46% spun da pentru toată lumea, 4% da doar pentru cei peste 55 de ani, nu 36%, nu știu, nouă răspunsuri, 14%. Aici este ceva destul de interesant, că dacă aduni 36 cu 14, mă rog. Da, Marius Pieleanu cu niște comentarii scurte. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! V-a surprins ceva după acest sondaj? Ca o primă concluzie de raport cu analizele noastre din lunile trecute, a crescut cifra celor care nu vor să se vaccineze. Aha. Luna trecută erau la 30%, acum sunt la 36% și dacă într-adevăr adunăm și pe cei care, din motive mai degrabă cu caracter de jenă, nu au spus că nu vor să se vaccineze, au spus că nu răspund, ajungem la o cifră îngrijorătoare pentru societatea românească. Adică aproape 50% dintre români fie nu vor să răspundă, fie spun că se mai gândesc, fie mai grav, cei mai mulți dintre ei spun că sub nicio formă nu se vor vaccina. Bun, deci asta v-a surprins, ca să zic, față de rândul trecut. Nu, e un trend crescător al celor care declară că nu se vaccinează. Okay. Acum, unde este ideologia, unde este cauza ultimă, poate că guvernul, poate că societatea românească, habar n-am, nu știu cine-i de vine, dar e o constatare din vedere statistică. Bun. Neagră, ca să zic așa. Mergem mai departe, că mai e o planșă. După părerea dumneavoastră, care este principala problemă a țării pe care guvernul ar trebui să o rezolve? Și aici e întrebare deschisă, înseamnă că fiecare putea să enunțe problema care îi deranja cel mai mult. Sistemul sanitar, da. 17%, economia 13%, infrastructura rutieră 12%, 8% educația, 7% pensiile, locurile de muncă 6%, 4% agricultura, alocațiile 3%, altele 11%, dar înțeleg că, nu știu, nu răspund, e principala problemă care ar trebui să fie rezolvată, pentru că are 19% în sondajul respectiv. Întrebarea este una dintre cele mai importante întrebări ale acestui barometru din luna asta, fiindcă identifică prin opțiune a respondentului ceea ce el crede că este cel mai important pentru țară. Și apare pentru prima oară în primele trei probleme importante ale țării, pe locul 2, economia. Până acum românii erau preocupați de pensii, de salarii, prevalent, pensii, salarii, spitale, infrastructură rutieră, da? E, iată că preocupările față de direcția economică, de mersul economiei naționale, sunt deja preponderente pe locul 2, un procent foarte mare. Dacă ați calculat 13% din 19.800.000, da. Sau 19.100.000, că s-a făcut o modificare, a scăzut populația României cu drept de vot cu vreo 600.000, nu știu de unde, atunci veți avea imaginea acestui procent uriaș de oameni care sunt îngrijorați de mersul Bun. Economiei. Vreau să vă mai arăt două planșe foarte interesante. Dumneavoastră personal vă așteptați ca în toamnă România să fie lovită de un al patrulea val al pandemiei. Este foarte important felul în care văd România această chestiune. 28% consideră că da, 32% că nu, nu știu, nu pot aprecia, 40%. De ce spun? De-abia acum vă rog. Este importantă cifra celor care nu știu, nu răspunsă, nu pot aprecia. 40%, pe lângă, sigur, admit un procent oarecare din el care chiar nu vrea să răspundă, procentul în sine,
Cei mai mulți dintre ei, însă, din cauza ignoranței, nu au raportare corectă. Okay. Deci asta este bă.